Pacea Domnului și o zi bucuroasă! Cu ajutorul lui Dumnezeu vom avea un studiu care ne va împărtăși pe de o parte speranță, pe de altă parte ne va ajuta să ne cercetăm inimile. Pe de o parte ne va împărtăși vești bune, pe de altă parte ne va chema la responsabilitate. E un studiu foarte frumos pentru că îmbină făgăduințele extraordinare ale lui Dumnezeu cu chemarea la ceea ce ar trebui să fim pentru ca să moștenim aceste făgăduințe. Ești potrivit pentru lumea minunată pregătită de Dumnezeu? Sau ești compatibil cu lumea minunată pe care o pregătește Dumnezeu? E un adevăr mare pe care îl găsim în Scriptură și în care mulți oameni au crezut, toți oamenii credincioși cu adevărat au crezut în lucrul acesta, și anume că ceea ce trăim pe pământul acesta nu este viața. Și că Dumnezeu pregătește o lume minunată unde cu adevărat putem să trăim viața dorită de Dumnezeu. Că Dumnezeu are un astfel de loc, că există un astfel de loc și este pregătit pentru toți aceia care îl vor crede pe Dumnezeu. Desigur, tema nu își propune să descrie locul acesta uimitor de frumos, lumea bună pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru noi. Întrece orice imaginație omenească, care este limitată, bineînțeles, de starea dezolantă a lumii în care trăim, este limitată imaginația de păcat, dar ceea ce este sigur este că un astfel de loc există și este pregătit pentru tine și pentru mine. Dumnezeu pregătește un astfel de loc. În a doua Corinteni, unul dintre martorii oculari este Apostolul Pavel, care, prin intermediul căruia Dumnezeu a scris mai mult de jumătate din Noul Testament, cunosc un om în Hristos, vorbea despre el, care acum 14 ani a fost răpit până la al treilea cer. Dacă a fost în trup, nu știu. Dacă a fost fără trup, nu știu. Dumnezeu știe. Nu știa dacă a fost luat cu trupul cu tot, dus acolo, transportat, sau a fost doar în viziune, mintea i-a fost dus acolo. Și știu că omul acesta a fost răpit în rai și a auzit cuvinte care nu se pot spune, lucruri care nu este îngăduit unui om să le rostească. Ce a văzut acolo? Cât de uimitor a fost, încât Dumnezeu nu i-a îngăduit nici măcar să le descrie. Dar ceea ce i-a fost îngăduit este să spună că a fost dus acolo și că există un rai, de care vorbesc profeții, vorbește și Isaia, vorbește și cartea Apocalipsei, Ioan vorbește. În 1 Corinteni 2:9, Pavel continuă, dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, deci nici n-a văzut vreodată ceva de genul acesta, nici n-a auzit vorbindu-i se vreodată și nici măcar mintea lui vreodată n-a avut capacitatea ca să prindă așa ceva, așa sunt lucrurile, acum atenție, pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Citim aici că există un astfel de loc minunat. Dacă suntem luați în stăpânire, obsedați, sau dacă nu ne obsedați, dar cel puțin înșfăcați de spiritul timpului, de griji, de probleme, de lumea asta urâtă și temporară în care suntem, vom ajunge să credem că tot ceea ce există este aici. Și vieții oameni, mulți dintre oameni, chiar dacă cred cât de cât în existența unui Dumnezeu, sunt absorbiți de ceea ce se petrece aici. Și Pavel spune că dacă ne-am pus încrederea în Hristos numai pentru lucrurile lumii acestea, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. În sfârșit găsim definiția pentru cel mai nenorocit om. Cel mai nenorocit om nu e fără picioare, fără mâini, nu este sărac lipit. Cel mai nenorocit om este cel care nu vede altceva decât ce existența asta temporară pe pământul acesta. Deci dacă noi suntem concentrați numai pe ce e aici și ce se întâmplă aici, suntem cei mai nenorociți oameni. Ceea ce trebuie să intre în mintea noastră este existența, realitatea unui loc minunat, unei lumi extraordinar de bune și frumoase, pe care scrie aici, le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Există un rai, există un paradis adevărat, există o lume minunată pe care Dumnezeu o pregătește pentru cine? Pentru fiecare om care îl va crede pe cuvânt.
În realitate, Iisus murind pentru fiecare om a făcut posibil ca orice om să ajungă în lumea aceea. Acum, desigur, ceea ce trebuie să înțelegem și acest studiu cu asta se ocupă, este o astfel de lume dincolo de orice dubiu. Marea problemă și marea întrebare, ești compatibil cu lumea aceea? Ești potrivit? Mântuitorul a promis celor credincioși și el, deci dacă credem în existența lui Iisus Hristos, dacă credem că a trăit, că a murit și a înviat și s-a înălțat la cer, ar trebui să credem aceste cuvinte care le-a spus, să nu vi se tulbure inima, Ioan 14 cu 1 la 3. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, dar e așa și tocmai de aceea el confirmă și transmite această făgăduință. Eu mă duc să vă pregătesc un loc, e vorba de un loc minunat de care Pavel nici n-a putut să spună prea mult. Doar a spus că nici imaginația omului n-a visat, n-a bătut atât de departe și niciodată vreun om n-a văzut sau n-a auzit așa ceva. Mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Acel loc, nu doar că e frumos, uimitor de bun, este locul în care vom putea să avem, așa cum spunea și Pavel, vom fi necontenit cu Domnul, da? Vă aduceți aminte, aceasta a fost promisiunea care a făcut-o Domnul Iisus pe cruce, acelui om care a crescut în el, tâlharul, care s-a pocăit chiar atunci, care a prins acest lucru, care în inima lui, în momentele acelea, a intrat această credință că există, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Mântuitorul i-a spus, vei fi cu mine în rai, vei fi cu mine în rai, există rai, există împărăția lui Dumnezeu, există o lume incomparabil cu lumea în care trăim noi. Nici măcar nu se poate face o vagă comparație, iar ceea ce știm noi este durere, păcat, rudă, grijă, nesiguranță, o lume în care nu-i nimic stabil, o lume în care te pierzi și poți pierde pe cei dragi foarte repede, o lume în care nimic nu este sigur, în care lucrurile sunt nedrepte, o lume în care viața este așa cum o știm. În Apocalipsa 21 cu 2 și am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă în Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Așa e locul acela. Deci cum ați văzut cât de diferită este o femeie în mod obișnuit. Nu, când te duci, o găsești pe la lucru, uneori, nu, așa cum suntem îmbrăcați la muncă și asta, dar cât de diferită e când se face nunta aceea, totul trebuie să arate excepțional. Ne asigură Ioan că așa era cetatea lui Dumnezeu, împodobită, era uimitor de frumoasă. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, el va locui cu ei. Și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor, el va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ne asigură că nu va mai fi plâns de durere. Ne asigură că în lumea aceasta bună nu se plânge. Sau dacă se plânge, se plânge eventual doar de bucurie. Se plânge de cât de fericit ești, dacă am putea, că unii oameni își exprimă emoțiile extraordinare și prin plâns, dar e un plâns de mare bucurie. Ne asigură că nu vor fi lacrimi de durere. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu mai va fi, o lume în care nimic nu moare, în care nu e durere, nu va mai fi nici tânguire, nici țipot. Nu te trezești deodată că cineva urlă că i-a murit copilul sau s-a întâmplat ceva, sau i-a luat casa foc sau s-a întâmplat. Nu va fi durere, nu există durere și pentru că lucrurile din tâi au trecut, cel ce ședea pe scaunul de domnie, adică Dumnezeu, spune, iată, eu fac toate lucrurile noi și adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărată. E adevărat că există paradis, există împărăția lui Dumnezeu, există un loc uimitor, există o lume bună pregătită de Dumnezeu pentru tine. Mântuitorul a spus că îți pregătește locul acesta.
Și a spus că se va întoarce și te va lua și te va duce acolo, da? E sigur că există o astfel de lume, iar tema nu se axează pe o descriere detaliată a frumuseților de acolo, pentru că bate imaginația noastră. Tema, în schimb, va vorbi despre atmosfera și despre ce fel de oameni ar trebui să fim ca să ajungem acolo, să fim potriviți pentru atmosfera de acolo, să fim compatibili cu lumea asta bună pe care Dumnezeu o are pentru noi. Locul uimitor pe care îl pregătește Dumnezeu implică în esență să locuiești cu El. Deci, dincolo de orice detaliu de locație, de peisaj, de ceea ce este esențial, este că va trebui să locuim cu Dumnezeu împreună, continuu. Iar pentru păcătos aceasta este o mare problemă. Deci, cât am visat că locul e frumos, că locul e extraordinar de bun și adevărat și depășește imaginația, marea problemă pe care o întâmpinăm nu e dorința lui Dumnezeu de a ne duce acolo. Este cum ar putea să trăiască un păcătos în atmosfera unui Dumnezeu sfânt care e un foc mistuitor pentru păcat. Exact această întrebare o găsim în Scriptură. Este una din întrebările pe care ar trebui să le preluăm și care ar trebui să ne frământe. Dacă a intrat în inima ta credința sau măcar o vagă, un firicel de credință, cât un bom de muștar, că există un paradis, că există o lume, că există viață după moarte și că există adevărata viață și un loc minunat pregătit, dacă a intrat o astfel de veste bună, ar trebui să te gândești. Următorul pas este cum să fiu potrivit pentru lumea aceasta bună. Isaia 33 cu 14, păcătoșii sunt îngroziți în Sion. De ce sunt îngroziți păcătoșii? Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți, care zic, deci aceasta e întrebarea care se ridică, cine dintre noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor, că va trebui să locuim cu Dumnezeu. Și Dumnezeu este un foc mistuitor pentru păcat. Cine dintre noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Lumea e foarte bună și Dumnezeu este iubitor, dar e foc mistuitor pentru păcat și se naște întrebarea, vrem să fim în lumea aceea bună, dar ceea ce face lumea bună, esența acelui loc minunat, este că Dumnezeu e acolo. Oamenii își imaginează doar că vor continua existența păcătoasă într-un loc de verdeață, într-un loc foarte frumos, sau cum își imaginează fiecare, dar ceea ce face frumusețea acelui loc este însuși Dumnezeu. Fără Dumnezeu locul ăla nu-i bun, nu-i frumos, nu există viață veșnică, nu există nimic adevărat. De aceea, aceasta e întrebarea. Cine va putea să rămână păcătoși și să ne îngroziți de această perspectivă? Adică ar urea într-un loc frumos, dar fără Dumnezeu. Dar nu există un astfel de loc frumos și nu există viață fără Dumnezeu. Și Biblia ne dă și răspunsul. Cine va putea să locuiască lângă această ființă numită Dumnezeu, cel ce umblă în neprihănire, cel ce și vorbește fără vicleșug, deci ne asigură că doar omul neprihănit ajunge acolo și va putea să locuiască fericit și bine. Nu este loc în lumea aceea bună de nicio șiretenie, frații mei, va trebui să renunțăm la tot ce înseamnă un gram de înșelăciune, un gram de prefăcătorie, de ipocrizie, pentru că altfel nu vom putea locui lângă Dumnezeu. Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, nu trebuie să fim obsedați de câștig și să n-avem principii, oricum să câștigăm, chiar dacă apăsăm pe alții, chiar dacă îi stoarcem pe alții, da? Chiar dacă luăm mai mult decât se cuvine, pentru că nu vom ajunge în lumea aceea bună, pentru că în lumea aceea bună așa ceva, un astfel de caracter, o astfel de mentalitate, nu are cum să stea lângă un astfel de Dumnezeu. Cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge, își leagă ochii ca să nu vadă rău, la acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da apă și pâinea nu-i va lipsi, ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Dumnezeu va fi cu noi și în timp de strântorare, dar ne-a promis mai departe că ochii unui astfel de om îl vor vedea pe împărat în toată strălucirea lui și va vedea și această țară în toată întinderea ei. Deci putem ajunge acolo, dar trebuie să fim făcuți compatibili cu locul acela
Pentru că n-ar fi nicio fericire prin absurd, că e doar prin absurd, este o falsă ipoteză că vom fi duși acolo. Nu, nu vom fi duși acolo, dar dacă am fi duși prin absurd acolo, n-am putea să stăm lângă niște flăcări veșnice. N-ar fi Tatăl nostru cel bun, ci-ar fi niște flăcări veșnice pentru noi care ne-ar mistui. Dumnezeu este sfânt și lumea aceea bună, frumoasă, uimitoare, e sfântă. E cu totul specială și tocmai de aceea, ca să fii primit și să fii potrivit pentru locul acela, trebuie să fii la fel sfânt ca și lumea în care te duci și ca Dumnezeul cu care locuiești. 1 Petru 1:15, ci după cum cel ce v-a chemat, și suntem chemați, nu? Suntem chemați în acel loc. Este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Vrei să ajungi în lumea aceea bună, pentru că nu există. Aici n-ai viitor. Nimeni nu are viitor aici. Totul se trece, totul se duce, totul se uită, totul se prăbușește, nimic. Dar dacă vrei să ajungi acolo, acea lume atât de bună și minunată este sfântă pentru că un Dumnezeu sfânt face atmosfera de acolo sfântă. De aceea trebuie să fii sfânt. Și când zici vreau să ajung în lumea aceea bună și sfântă, este neapărat Evrei 12:14, urmăriți cu toții pacea și sfințirea și suntem asigurați în ultima parte a versetului, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. N-ai cum să ajungi în locul acela bun dacă nu ești sfânt ca și Dumnezeu. A avea o speranță certă, o speranță întemeiată, nu o speranță mincinoasă și deșartă pentru lumea aceea bună, înseamnă a urmări sfințirea. De ce? De ce să fii sfânt? Pentru că lumea aceea grozavă, minunată, este plină de sfințire. Altfel vei fi incompatibil cu lumea aceea, nu doar că lumea nu te va primi. Prin absurd, dacă ai ajunge acolo, nu te-ai încadra, nici nu te-ai putea bucura. Dar ceea ce este sigur este, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nimeni nu va putea ajunge în lumea aceea bună decât dacă este sfânt. De aceea, oamenii care speră, au speranțe reale pentru lumea aceea bună, sunt oamenii care își sfințesc viața. Care în fiecare zi devin tot mai sfinți pentru Dumnezeu, în așa fel încât pune și pe zurgălăii cailor, adică și în activitățile obișnuite, să scrie sfințit Domnul, așa cum scrie în Zaharia 14:20. Apostolul Petru vorbește și el de terminarea lumii acestea, ceea ce e sigur că lumea aceasta merge. Biblia vorbește de sfârșitul ei, de pieirea ei, de distrugerea lumii acesteia vechi și noi ne aflăm pe marginea prăpăstii, e aproape lumea aceasta ca să fie terminată, distrusă. A 2 Petru 3:10, ziua Domnului însă va veni ca un hoț în ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, adică ai văzut foc de la care troznește de cât de puternic, nu e un foc blând, e un foc de la de pârie, pognește. Cerurile vor trece cu trosne, trupurile cerese vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va ardă. Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, lumea asta veche se duce, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerese vor topi de căldura focului, dar noi după făgăduința lui, așa cum ne-a promis, așa cum am citit, așteptăm o altă lume, ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. De aceea, preiubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, ai o astfel de speranță, siliți-vă să fiți găsiți înaintea lui cum? Dacă în lumea locuiește neprihănirea, fără prihană, fără vină și în pace. Observați, există toți profeții, toți apostolii au vorbit de lumea aceasta bună. Fără această lume bună n-avem viitor, aici nu-i viitor. E un timp doar de pregătire, un timp de decizie, un timp în care fiecare trece de partea cui vrea să-l servească. Partea lui Satana, care nu ne oferă niciun viitor decât distrugere, pentru că și el va fi distrus, sau de partea lui Dumnezeu. Dacă credem într-o lume bună în care va locui neprihănirea,
Adică nu-i doar frumoasă, nu că doar nu moare nimic, nu doar că nu-i durere, nu doar că e viață veșnică, nu doar că e o atmosferă încântătoare, nu doar că e o natură fabuloasă. Este o lume bună pentru că acolo locuiește, trăiește neprihănirea, nu-i păcat în lumea aceea bună. Iar eu vreau să mă duc acolo, în lumea aceea bună, pentru că aici n-am viitor, pământul va arde. Tot ce am strâns, orice am făcut, orice lucru frumos, drăguț, va arde. Da? Și oriunde a ajuns omul, că va arde și unde a pătruns prezența păcătoasă a omului și cerurile cât au fost explorate se vor topi. Ce fel de om ar trebui să fiu eu ca să merg în lumea aceea bună? Pentru că acolo e speranța mea. Dacă acolo locuiește neprihănirea, atunci ar trebui ca asta să o caut în viață, da? Fiindcă așteptăm astfel de lucruri, ar trebui să ne pregătim ca să fiu compatibil cu lumea aceea. Vreau să trăiesc într-o lume neprihănită? Lumea aceea s-ar strica, s-ar pângări și din nou ar fi aceeași experiență a durerii, a morții, a plânsului și suferinței datorită păcatului care l-aș duce acolo. Dar nu voi ajunge acolo. Decât ființe neprihănite vor locui acolo. Neprihănirea va fi atmosfera lumii acelea bune. Nu-i doar frumoasă, e neprihănită. Și oricine vrea să ajungă în lumea aceasta bună, trebuie să se facă potrivit pentru așa ceva. De ce ni se spune în Matei 6:33 căutați ce? Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, lumea bună, da? Lumea minunată, lumea uimitor de frumoasă, împărăția și neprihănirea. N-ai cum să cauți lumea aceea bună fără să cauți neprihănirea, pentru că acolo locuiește neprihănirea, în lumea aceasta bună. De aceea, prieteni, speranța îndreptățită, justificată, nu ne aștept, nu am nicio speranță pe pământul acesta, aștept adevărata viața, adevărata lumea lui Dumnezeu, aștept paradisul lui Dumnezeu, aștept împărăția lui Dumnezeu, dar dacă vrei să nu fii într-o disonanță, într-o contradicție de termeni, pentru că lumea aceea bună pe care o aștepți, în ea locuiește neprihănirea, va trebui să cauți neprihănirea aici. Da? Va trebui să o cauți aici pentru ca să fii potrivit, compatibil, când vei fi dus în lumea aceea bună. Pentru că dacă ai fi dus în altfel în lumea aceea bună, nu doar că nu te-ai simți bine și ai fi cu totul nepotrivit, ai strica lumea aceea bună. N-ar mai fi lumea aceea bună. Domnule, de aceea Dumnezeu se va asigura că acolo locuiește neprihănirea? Și vestea cea bună care ți-o trimite Dumnezeu aici, nu doar că există o lume bună, ci că te face pe tine aici, potrivit, pentru lumea aceea bună, te face neprihănit, nu asta e esența Evangheliei. Da? Și de ce lumea aceasta nu mai este bună și nu-ți mai place să trăiești? Că adevăratul credincios nu mai are nicio siguranță și nu mai are nicio plăcere aici. Da? Nu-ți mai găsește plăcere aici pentru că nu mai este nimic, e totul stricat și pervertit. Este exact ca în Isaia 59:15. Adevărul s-a făcut nevăzut. Domnul vede cu privirea mânioasă că nu mai este nicio neprihănire. De aceea lumea e atât de urâtă și nu-ți mai place aici. Trebuie să te duci într-o lume în care locuiește neprihănirea. Și Dumnezeu ne cheamă în această lume, dar ne oferă și pregătirea, potrivirea pentru ea. Vestea cea bună care este Evanghelia, care vine la orice om și Dumnezeu se va asigura că va ajunge. Evanghelia aceasta va fi propovăduită la orice făptură și mie și ție și oricui. În realitate ce este? Dumnezeu în Evanghelie îi oferă omului neprihănirea, care este exact pregătirea pentru ca să fie dus într-o lume în care va locui neprihănirea. Îi oferă exact pregătirea pentru lumea cea minunată pe care Dumnezeu o pregătește El pentru noi. Romani 1:16-17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului, deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Noi așteptăm după promisiunea lui o lume în care va locui
neprihănirea și vine Dumnezeu și îți dă Evanghelia, care e puterea Lui, care te mântuiește, te face neprihănit prin credință, da? Pentru ca să fii potrivit pentru, să fii dus în ziua aceea, în lumea aceea bună. Dacă nu accepți Evanghelia, e ca și când ai refuza lumea aceea bună, ca și când ai dat cu piciorul la lumea aceea bună. Pentru că lumea aceea bună e plină de neprihănire, nu doar că e frumoasă, nu doar că nu-i durere, nu doar că nu se plânge, nu doar că nu se moare acolo. E plină de neprihănire, de-aia e frumoasă. Pentru că neprihănirea e frumoasă, e atmosfera lui Dumnezeu, din inima lui Dumnezeu, e atmosfera cerului, e atmosfera aceea care face lumea aceea bună. Și ca să fii potrivit pentru atmosfera aceea, va trebui ca Dumnezeu să te scape de orice păcat aici. Iar dacă nu accepți să fii scăpat de păcat, nu accepți în același timp, simultan, să fii dus în lumea aceea în care locuiește neprihănirea. În realitate, tu nu respingi doar viața fără păcat, ci respingi lumea aceea bună în care există neprihănire, care e plină de neprihănire. De aceea toți care nu primesc neprihănire prin credință, în realitate dau cu piciorul la lumea aceea bună pe care a pregătit-o Dumnezeu. Iar neprihănirea, în esență, nu este altceva decât viața lui Dumnezeu, care a fost descoperită în Iisus Hristos, așa că cine îl primește pe Hristos, viața lui, primește neprihănirea și primește atmosfera care este în împărăția lui Dumnezeu. O lume în care e plină de neprihănire, în care va locui neprihănirea, da? Romani 8:10, și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, e supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru e viu din pricina neprihănirii. Observați, viața, neprihănirea este viața. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. O mare întrebare pe care a frământat pe toți credincioși și adevărați a fost: ce fel de oameni vor locui cu Dumnezeu în compania Lui? Știi că la un moment dat crezi, dar Dumne, ajungi să crezi, să fii sigur. Există Rai, există împărăția lui Dumnezeu, există o lume bună, există viață veșnică, dar cum ar trebui să fiu ca să ajung acolo? Ce nevoie ca să ajung acolo? David frământat și el în binecunoscutul Psalm 15, care deseori învață și copiii, dar fără să fie aprofundat: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Vă aduceți aminte Apocalipsa? Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va fi împreună cu ei, va șterge orice lacrimă, moartea nu va mai fi, nu va fi jale, durere și tânguire, da? Cine va locui în cortul Tău? Și asta e o întrebare bună. Trebuie să ne frământăm în momentul în care credem că există lumea aceea bună. Următoarea întrebare este: cum să ajungi acolo? Cum putem să ajungem în lumea aceea bună? Că aici nu avem viitor. Știm că nu este nimic durabil aici. Știm că totul se duce. Trăim, suntem harnici, încercăm să trăim decent, cinstit, dar nu-i nimic. În mintea ta e foarte clar că asta este nimic, e zero. Nu spui nicio așteptare în lumea aceasta. Te gândești că există acea lume, viitorul tău e acolo. Și de aceea întrebarea, frământarea, zbaterea sufletului: ce fel de om? Cine va locui acolo? Cine va ajunge în lumea aceasta bună? Că este lume bună. De aceea orice om care crede și intră vestea cea bună a lumii bune, în mintea lui, începe să întrebe: cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Și apoi răspunsul este, la fel cum în Isaia citeam, cine va putea să locuiască lângă niște flăcări veșnice? Care e primul lucru care credeți că îl spune? Cum e lumea aceea? Ce locuiește în lumea aceea? Neprihănirea. Și de aceea primul lucru care spune: cel ce umblă neprihănirea. Cine va locui în cortul tău? Cel ce umblă neprihănirea. Umblă neprihănire. Trăiește fără păcat. Trece în ascultare de legea lui Dumnezeu. Un popor care are legea lui Dumnezeu în inima lui. Cel ce face voia lui Dumnezeu. Acolo se face, pentru că știți cum noi ne rugăm. Ne rugăm fără să ne dăm seama vis-a-vis de lumea bună care există, lumea lui Dumnezeu. Facă-se voia ta cum se face în cer, în lumea aceea bună, să se facă și pe pământ în viața mea. Ca eu să ajung să trăiesc atât de dependent și într-o armonie cu Dumnezeu, exact ca și când aș fi în lumea aceea bună. Dar să nu credeți că va duce Dumnezeu rebeli acolo, oameni care și-au făcut voia lor, nu voia lui Dumnezeu.
Dacă nu facem aici voia lui Dumnezeu, nu o să fim duși în lumea aceea bună a lui Dumnezeu, care e după voia lui Dumnezeu aranjată. Dom'le, de ce e atât de bună? Cel ce umblă în neprionire, va locui acolo în lumea bună, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Din nou aici atinge acel mare pericol al fățărnicii, al falsității, al înșelăciunii. Ar trebui să nu ne împărtășim de nicio minciună în viața noastră, ar trebui să nu fim înșelători, nici în limbaj, nici în inimă, nici în vreo manifestare. Acela nu clevetește cu limba lui, ar trebui să nu ne trezim criticând, judecând, calomniind. Înțelegeți că nu vom ajunge în lumea aceea bună, pentru că așa ceva este o urăciune. Ar perturba cerul, ar perturba frumusețea de acolo, ai renunța și la pomul vieții, pentru că atmosfera s-ar strica, ar fi din nou ceva de pe pământul acesta, urât. Acela nu clevetește cu limba lui, ne asigură că cine va locui acolo nu e un clevetitor. Nu face rău semenului său. O să citim finalmente, niciun rău nu se face pe muntele meu cel sfânt, nici animalele nu-și fac rău acolo. Înțelegeți că nu-i durere. Nimenea nu plânge, nimenea nu se plânge. Nimenea nu-i trist din pricina altuia. Nu-ți rănești semenii și te gândești că te duci în lumea aceea bună. Dacă rănești semenii, nu o să ai ce să cauți acolo, pentru că acolo nimeni, oamenii nu se rănesc acolo. Oamenii se iubesc, trăiesc într-o atmosferă a unei păci depline, a unei iubiri fără măsură. Nu-și fac rău, nu se întristează, nu se judecă, nu se calumniază și nu aruncă o cară asupra apropiului său. El privește cu dispreț pe cel vrenic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Nu ajungem ca să prețuiești pe un om nelegiuit și să condamn pe un om, pe un om care este sfânt sau curat. Asta înseamnă că nu mai judecăm corect. El nu își ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, adică are cuvânt omul acesta. El nu își dă banii cu dobândă, nu ia mită împotriva celui neprihănit, cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Și potrivit pentru cine va locui în cortul Domnului. Aș vrea să mai citesc un verset extraordinar despre atmosfera lumii frumoase. Coloseni 1:13. Dumnezeu ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat, sau ne-a mutat, da? Strămutare, în împărăția Fiului, dragostei Lui. Deci Dumnezeu, prin planul care l-a făcut pentru noi, noi suntem deja mutați în împărăția Fiului, dragostei Lui. Este o împărăție a dragostei. Citim că prorociile vor avea sfârșit, cunoștința la un moment dat vei cunoaște ce se poate cunoaște, dar ceea ce nu se va termina niciodată, pentru că dacă s-ar termina ar fi vai și amar de atmosfera din cer, de atmosfera de pe noul pământ apoi, este dragostea nu va pieri niciodată. Este împărăția Fiului dragostei Lui, împărăția iubirii Lui Dumnezeu manifestată prin Fiul Său. E atât de frumoasă lumea aceasta bună, nu doar că nu se moare, nu doar că ai din belșug tot ce îți dorește inima și ce n-ai visat, numai că ai acces, nu, să vezi minunile lui Dumnezeu și galaxiile, să mănânci din pomul vieții și așa mai departe, să bei din râul vieții și așa mai departe. E frumos pentru că e iubire. Iubire nemăsurată. Iubire la Dumnezeu, iubire prin ființele care sunt acolo, pentru că Duhul lui Dumnezeu Dumnezeu locuiește în toate ființele. 1 Ioan 4:7, preiubiților, să ne iubim unii pe alții. De ce? Pentru că vrei să mergi în împărăția, vrei să fii mutat în împărăția Fiului dragostei Lui. Să ne iubim unii pe alții. Asta e pregătirea pentru ca să mergi să fii compatibil acolo. Dacă ești rece, o persoană egoistă, o persoană care te gândești numai la tine, n-ai ce căuta în lumea aceea. Ai fi nefericit și ai arunca acolo, ai fi pata din universul lui Dumnezeu, ai întrista pe toți.
Căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este dragoste. Și tocmai de aceea, pentru că Spiritul Lui locuiește în toate ființele de acolo și formează atmosfera locului minunat, pregătirea pentru acel loc înseamnă să ai dragoste. Nu ai dragoste, nu ești născut din Dumnezeu, nu o să fii potrivit pentru lumea aceea bună. A doua Timotei 3:1. De ce lumea care trăim noi nu-i frumoasă? Nu doar pentru că se moară. Nu-i frumoasă și apăsătoare, să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Deci oamenii vor fi iubitori de sine și spune mai târziu, iubitori de bani, fără dragoste firească, nu? Apăsători, vânzători și așa mai departe. Da? De ce lumea în care trăim nu este frumoasă? Nu doar că murim. Că dacă ai trăi plin de dragoste toată viața și în jurul tău ar fi numai dragoste, ai avea o experiență extraordinară. Pentru că nu e iubire aici. De ce nu e iubire când Dumnezeu este dragoste? Pentru că oamenii nu-L mai cunosc pe Dumnezeu și nu sunt născuți din Dumnezeu. Și vrem să mergem într-o altă lume bună, pentru că acolo este iubirea acasă la ea. Oriunde mergi în universul lui Dumnezeu, vei vedea numai iubire. Da? Și ca să fim pregătiți pentru lumea aceea bună, să fim potriviți și compatibili, va trebui să fim o ființă plină de iubire. Noi știm că am trecut din moarte la viață. 1 Ioan 3:14, pentru că iubim pe frați. Și iubim, așa cum ne-a spus Mântuitorul, și pe cei care nu ne iubesc. Cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Și n-ai cum să fii rămânând în moarte. Ești un mort pe picioare. Înțelegi? Îți merg picioarele, dar ești mort. Ești mort pentru Dumnezeu, ești mort pentru împărăția Lui, ești mort pentru lumea aceea. N-ai cum să ajungi în lumea aceea unde este iubirea. Când Duhul lui Dumnezeu a venit peste oameni aici pe pământul acesta, într-o comunitate de oameni, știți că Biblia raportează despre o comunitate care a căzut Duhul lui Dumnezeu ca niște limbi de foc, s-a împărțit pe fiecare, da? Și Duhul lui Dumnezeu i-a umplut. Cu ce credeți că i-a umplut? Cu Spiritul lui Dumnezeu. Cu ceea ce și Dumnezeu este dragoste, da? Și ce s-a întâmplat cu oamenii aceia? La un moment dat oamenii aceia erau atât de plini de iubire încât niciunul nu zicea că averile sunt ale lui. Terminaseră cu egoismul. Cerul s-a coborât pentru perioada aceea pe pământ și oamenii au putut să vadă, au avut așa ca o ferăstruică, da? Cum se trăiește în cer. Nu în deplinătate, dar au văzut Spiritul care era în cer. Niciunul nu se gândea la sine, se gândea ce poate să facă pentru ceilalți. Și aia a fost o pregustare, doar o pregustare, o linguriță. O linguriță din noi anul acela mare, de mâncarea bună, de tot care este în ceruri. Din viața aceea extraordinară care este în ceruri. Credeți că ajungem egoiști în ceruri? Hai să fim serioși, am întunecat cerul. Am fi nefericiți și acolo, să știți, pentru că egoismul este asociat de interes doar pentru sine, de nemulțumire. Întotdeauna egoistul nu-i pasă de ce este în jurul lui, el se gândește, e centrat numai pe sine. Nu o să ajungem acolo. Vestea cea bună este că nu te va chinui Dumnezeu să te ducă acolo. Da? Nu putem să ne împărtășim de lumea aceea bună. Lumea aceea e bună și frumoasă pentru că e plină de iubire. De aceea, încă de aici, va trebui, Filipeni 2:4, fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, să aveți în voi gândul sau mintea care era în Hristos Iisus. El când a venit aici, a spus, Fiul omului a venit să slujească. De ce? Pentru că așa era acolo. Atmosfera cerului e plină de slujire. Acolo toți se gândesc la ceilalți. Toți iubesc pe ceilalți și se gândesc la ceilalți cum să le fie bine. Și interacțiunile sunt atât de fericite și atât de frumoase pentru că locul acela minunat e plin de dragoste, e plin de Spiritul lui Dumnezeu, e plin de Dumnezeu. Și ca să ajungem acolo, pentru că credem că există un astfel de loc minunat, va trebui să fim făcuți
potriviți și compatibili cu locul acela frumos, adică să fim plini de dragoste de aici. Și va fi, da, doar un pas ca Dumnezeu să ne ia aici, de aici, pregătiți, plini de dragoste și să ne ducă în societatea aceea. Din societatea aceasta egoistă, întunecată, rece, nu să ne ducă în societatea aceea a iubirii, unde ne vom simți ca acasă. Apocalipsa 2:7. Toate făgăduințele care sunt făcute în Apocalipsa, capitolul 2 și 3, credincioșilor de pe parcursul veacurilor, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Celui ce va birui voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Observați, aici e vorba de pomul vieții, e vorba de raiul lui Dumnezeu, e vorba exact de ce vorbim, de lumea aceea bună și minunată. Cine ajunge acolo? Cel ce va birui. Ce să birui? Hai să citim. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Versetul 11. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de a doua moarte. Deci va trăi etern. Versetul 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul? Cel ce va birui voi da să mănânce din mâna ascunsă și voi da o piatră albă și pe piatra aceea este scris un nume nou pe care nu știe decât acela ce îl primește. Apocalipsa 3:4. Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. E vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați înalt, fiindcă sunt vrănici. Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Și voi mărturisi numele lui înaintea tatălui meu și înaintea îngerilor. Versetul 12. Pe cel ce va birui îl voi face un stâlp în templu Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, Noi Ierusalim, care se coboare din cer de la Dumnezeu. Dumnezeul meu și numele meu cel nou. Versetul 21. Celui ce va birui voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Observați toate făgăduințele. Accesul la pomul vieții, nemurirea, să-ți rămână numele în cartea vieții, să ai parte să fii, să ai un nume nou. Nume care va fi utilizat în împărăția lui Dumnezeu, da? Să fie un templu, un stâlp în templul lui Dumnezeu. Tot ceea ce ținea de împărăția lui Dumnezeu, eternitatea, da? Și să umbli cu Mântuitorul pe plaiurile veșniciei, ținea era făgăduită, fiecare făgăduință legată de împărăția lui Dumnezeu, era condiționată de biruința. Biruința înseamnă implicit o luptă. Da? O luptă cu ce? Avem luptele noastre aici și pe parcursul întregii istorii credincioși au avut luptele lor în timpul din urmă, vor fi cele mai încleștate lupte. Ajung acolo doar biruitori. Și Ioan spune și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Trebuie să înțelegem că avem luptele noastre de dat. Lupte cu satana, lupte cu ispitele, lupte cu păcatul, lupte cu lumea aceasta care este potrivnică lui Dumnezeu. Da? Și că acolo vom ajunge dacă în aceste lupte vom manifesta dependență de Dumnezeu și o credință fermă, pentru că acolo ajung doar biruitorii. Apocalipsa 21:7, cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Lumea aceea bună e pregătită de Dumnezeu pentru tine. Ai un loc pregătit, Mântuitorul ți-a garantat, mă duc să-ți pregătesc loc. Te voi lua, dar nu te ia ca un înfrânt. Nu te ia cu păcate, nu te ia cu lume, nu te ia ca unul care ai fost terfelit și distrus și ai ales răul. Te ia ca biruitor, pentru că aici te ajută să biruiești și îți dă biruința. Hristos a venit ca să ne dea, să ne facă mai mult decât biruitori în această luptă. De aceea spune Apostolul Pavel la 2 Timotei 4:7, m-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. E vorba de o luptă cea bună a credinței. Luptă-te, lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică. E o luptă, o luptă pe care nimeni nu o poate duce în locul tău. O luptă în care cerul îți dă putere. O luptă în care ți se împărtășește har.
Dar o luptă în care trebuie să iei deciziile corecte și să poți să fii mai mult decât biruitor. Este o luptă în care cel ce va birui va moșteni aceste lucruri. Dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoși, partea lor este în iazul care arde cu foc și pucioasă, adică moartea a doua. Nu e un loc minunat pregătit pentru mincinoși, pentru cei care au sau înfructat din păcat și au trăit în păcat. În vremea din urmă, Apocalipsa 15:2, candidații la împărăția lui Dumnezeu vor avea de dus o luptă încleștată cu puterile întunericului și vor avea de câștigat o biruință asupra fiarei, asupra icoanei fiarei care va fi instalată în întreaga lume și asupra numărului ei. Apocalipsa 15:2 și am văzut ca o mare de sticlă amestecată cu foc și pe marea de sticlă cu alăutele lui Dumnezeu în mână stăteau biruitorii fiarei. Și ai icoanei ei, și ai numărului ei. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, și cântarea mielului și ziceau: mari și minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule atotputernice, drepte și adevărate sunt căile tale, împărate al neamurilor. Ei au avut o experiență, citiți în continuare, citiți în Apocalips 14, despre ei. În gura lor nu s-a găsit minciună, sunt fără vină înaintea lui Dumnezeu. Au câștigat o biruință asupra fiarei, asupra icoanei ei, ceea ce înseamnă unirea bisericii cu statul care va da legi opresoare împotriva celor care se închină lui Dumnezeu, și asupra numărului ei. Fiara are și un număr și fără numărul acela nu vei putea și semnul ei să cumperi și să vinzi. Va fi o luptă cu cei credincioși. Unii vor vrea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu și ei sunt văzuți acolo pe marea aceea de sticlă, dar acolo sunt biruitorii fiarei, a icoanei și ai numărului ei. Celui ce va birui va mânca din pomii vieții, cel ce va birui va fi îmbrăcat în haine albe, cel ce va birui va fi dus în acea atmosferă minunată a lui Dumnezeu, în raiul lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, avem o luptă pentru ca să ajungem acolo. O luptă pe care nici Dumnezeu nu ne poate scuti de ea. Acest loc minunat pregătit de Dumnezeu necesită compatibilitate cu El. Trebuie să fim pregătiți ca să încăpem, să fim exact admiși acolo și să ne încadrăm perfect în locul acesta. Dacă ar avea alte condiții, Dumnezeu s-ar strica imediat totul. Veți spune, e poate prea riguros Dumnezeu, e prea aspru Dumnezeu, e prea strict Dumnezeu. Nu. S-ar strica totul, nu merge în altfel. Ca lumea aceea să fie bună. Oamenii trebuie să fie compatibili cu lumea aceea, cu atmosfera, cu viața de acolo. Avem nevoie de un caracter compatibil cu viața de acolo. Iar viața de acolo înseamnă caracterul lui Hristos, care se primește aici și acum. E o parabolă, e doar o parabolă. Are o lecție parabola, nu toate elementele sunt adevărate într-o parabolă, dar are o lecție centrală. Și aceea este exact ceea ce învățăm din parabolă. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. A zărit acolo. Asta este elementul de parabolă, care nu e real, că nu o să ajungem acolo. Asta nu e adevărat într-o parabolă, știți? Toate elementele, toate detaliile, doar faptul că nu se poate ajunge acolo. A zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Să zicem prin absurd că am ajunge acolo în lumea aceea bună, dar fără haina de nuntă pe care o aveau toți. Prietene, i-a zis el, cum a intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a amuțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Care e lecția acestei parabole? Fără haină de nuntă nu poți să ajungi acolo. Cine va putea să locuiască în corpul tău cel sfânt? Cine va fi cu Dumnezeu? Cine va sta lângă Dumnezeu? Cine va fi în lumea aceea bună? Și care vor avea haina? Haina pe care o au îmbrăcat, o îmbrăcat-o toți. Ce știm despre această haină trecând de la parabolă la realitate, la detalii foarte precise, la adevărul foarte clar, Apocalipsa 19:6, și am auzit ca un glas de gloată multe, ca vuietul unor ape, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea, aleluia, Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a început să împărățească,
Să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace, exact cu ce am citit, nu? Cu haina de nuntă, cu insubțire, strălucitor și curat. Și apoi, în paranteză, ca să știm, să trecem de la elementul parabola, alegoriei, insubțire, sunt fapte neprihănite ale Sfinților. E neprihănire prin credință. Este caracterul lui Hristos. Pentru că în Galateni 3:27, toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Coloseni 3:10, și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Observați, aceasta e haina. V-ați îmbrăcat cu Hristos. Viața lui, caracterul lui, este ceea ce e haina care este singura acceptabilă ca să fim acolo. Vor fi oameni de caracter. Ce caracter? Caracterul lui Hristos. Dacă ar fi oameni acolo strâmbi, cu un caracter duplicitar, cu un caracter lipsit de virtute, cu un caracter stricat, cu un caracter rău, lumea aceea n-ar fi bună chiar dacă ar fi veșnică. Ar fi doar perpetuarea pentru veșnicia răului și a păcatului, cu atmosfera apăsătoare, chiar dacă ar fi pom frumos, chiar dacă ar fi galaxii de vizitații, chiar dacă n-am muri, am fi niște păcătoși, ticăloși, nemuritori, ceea ce este mai rău decât în lumea aceasta. Măcar în lumea asta știm că totul se trece. De aceea nu va ajunge nimeni fără caracterul lui Hristos acolo, prieteni. Acolo oamenii sunt toți cu un caracter extraordinar. Anturajul este extraordinar, atmosfera, atingerea, fiecare legătură, fiecare relație, fiecare împărtășire e plină de frumusețe, pentru că în toți radiază caracterul lui Hristos, care este asemănarea lui Dumnezeu, e caracterul lui Dumnezeu. De aceea, prieteni, caracterul nu-l primim acolo, caracterul îl primim aici. Hristos ne este oferit aici, neprihănirea Lui, viața Lui, ca să ne împărtășim de ea, să fim compatibili, potriviți pentru atmosfera lumii acelea bune. O primim de aici, învățăm să trăim cum se trăiește în cer, învățăm să fim oamenii de care alții să fie ferice că se întâlnesc cu ei. Să fim oamenii care în orice legătură să ne purtăm cu bunătate și dragoste. Da? Acest caracter îl învățăm aici, îl dobândim aici. De ce? Pentru că vrem să ajungem în lumea aceea bună. Vrem să avem viitor. Iar viitorul este legat de acest lucru. Ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Aș vrea să citesc două profeții din Isaia. Isaia 11:6, Isaia 65:22. Atunci lupul va locui împreună cu mielul. Vorbim deja de o profeție care arată cum va fi lumea nouă. Leopardul se va culca împreună cu iedul. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leu va mânca paie, verdeață ca boul. Pruncul de sân se va juca la gura burtei năpârcii. Copilul înțărcat va mânca, va băga mâna în vizuina basilicului. Nu se va face niciun rău și nicio pagubă pe tot muntele meu cel sfânt. De ce nu se va face niciun rău? Căci pământul va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării de apele pe care l-a copor. Ne asigură că nu va exista rău, nimeni nu va face rău, nici măcar animalele între ele, nici animalele oamenilor, nici oamenii animalelor, nici oamenii între ei. Nu se va face niciun rău, nicio pagubă, nicio vătămare. Nimeni nu va avea vreo lezare dintr-un fel. De ce? Pentru că pământul va fi, știi cum, scufundat în atâta cunoaștere Dumnezeu. Toate ființele îl vor cunoaște pe Dumnezeu. Da? Acest lucru, viața veșnică, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a fi la fel ca El. A trăi pe principiile caracterului Lui. Isaia 65:22, nu vor zidi case ca altul să locuiască în ele. Nu vor să divi pentru ca altul să le mănânce rodul. Nu e lăcomie, nu e răpire, nimeni nu-ți ia, nimeni nu strică, nimeni nu distruge, nimeni nu pune
mâna forțată acolo. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Că zilele poporului meu vor fi ca zilele copacilor. Și aleșii mei se vor bucura de lucrul mâinilor lor. Nu vor munci degeaba și nu vor avea copii ca să-i vadă pierind, căci vor alcătui o sămânță binecuvântată de Domnul și copiii vor fi împreună cu ei. Lupul și mielul vor paște împreună, leu va mânca paie ca bou. Din nou, șarpele se va hrăni cu țărână. Niciun rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele meu cel sfânt. Dacă vrei să ajungi într-un loc în care nu se face niciun rău, trebuie să înveți de aici să nu faci niciun rău. Înțelegeți? Trebuie să terminăm cu a aleza pe cineva. Ai face cel mai mic rău, în forme diferite, a-l apăsa, nu? A-l leza, a-l asupri, a-l persecuta, a fi opresori asupra lui. Suntem, ne facem rău, în felurite forme ne facem rău noi oamenii. Arătând că sunt incompatibili cu ce? Cu locul în care nici o vătămare și niciun rău nu se face. Nu ne criticăm, nu ne lovim. Pentru că aceasta este atmosfera locului în care visăm să ajungem. În care credem că vom ajunge, da? De ce nu facem rău? Pentru că avem cunoașterea de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu nu face așa. Și cunoscându-L pe El, cum trăiește și cum acționează, așa acționăm și cum este El, suntem și noi. Așa scrie în Apostolul Ioan. Cei care se pregătesc pentru lumea minunată a lui Dumnezeu sunt foarte diferiți de lumea aceasta urâtă. Dom'le, de ce nu se potrivesc în lumea aceasta? Se și vede că nu-s de aici, nu-s de jos. Arătând că nu aparțin lumii acestea. Asta atât de diferit cum a fost Hristos de diferit în lumea aceasta. Aceasta este dovada că ei se pregătesc să trăiască într-o altă lume cu care sunt compatibili. Ioan 17:6, am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și i-au păzit cuvântul tău. Asta e pregătirea. Le-am dat cuvântul tău și lumea a urât pentru că ei nu sunt din lume după cum eu nu sunt din lume. Știi, să vezi că nu aparții lumii acestea, Domnul. Nu aparții că ești de altă factură. Ești potrivit și compatibil cu altă lume, nu cu lumea asta aici. Fiind, nu ești compatibil. Când trăiești ca lumea aceasta, când urăști, când minți, când ești rău cu ceilalți, arăți că ești din lumea aceasta și compatibil cu lumea aceasta și că nu ești potrivit pentru altă lume. Sfințește, ei nu sunt din lume după cum nici eu nu sunt din lume, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu ca să vadă slava mea, slava pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemerea lumii. Observați, pentru oamenii aceștia care sunt tot atât de diferiți de lumea aceasta cum a fost Hristos, Iisus a rugat ca ei să vadă slava pe care a avut-o, nu? Înainte de întemeierea lumii. Vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat. E rugăciunea lui specifică. Ei nu sunt, nici eu nu m-am, deloc nu m-am potrivit cu lumea aceasta. I-a spus lui Pilat, eu nu sunt în lumea asta. A? Și urmașii lui de asemenea, pentru că sunt sfințiți prin adevăr și făcuți asemenea lui Iisus, nu se potrivesc în lumea aceasta, dar ei sunt foarte compatibili cu lumea aceea a lui Dumnezeu. Și Domnule, de aceea vor fi duși acolo? De aceea ar trebui să te întreb, Domnule, cât de asemănător eu sunt cu lumea asta? Cât de compatibil sunt? Cât de mult mă potrivesc cu lumea aceasta? Sau mă potrivesc cu lumea lui Dumnezeu? Pentru că dacă te potrivești cu lumea lui Dumnezeu, este doar o chestiune de puțin timp ca să fii transferat unde ți este locul. Filipeni 3:20, dar cetățenia noastră e în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Nu te regăsești aici. Ești de altă factură. Ai altă rădăcină. Ai altă destinație. Desigur, dacă crezi că există acea lume bună și o dorești cu adevărat, te vei gândi mereu la ea. Vei mărturisi prin viața ta că ești în căutarea ei. Evrei 11:13, în credință au murit toți aceștia. Și dacă citiți Evrei, veți vedea că sunt toți credincioși de la Abel, da? De la Enoch, la
Avram și așa mai departe, toată lista oamenilor cu adevărat credincioși. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduinte, ci doar le-au văzut. Toți le-au văzut, au știut că există. Le-au urat de bine de departe, adică le-au așteptat cu mare dor, mărturisind că sunt străini și călători pe acest pământ, deci nu erau potriviți cu lumea aceasta deloc pentru că așteptau acea lume mai bună. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit, adică clar, că sunt în căutarea unei patrii. Doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate, e vorba de Noul Ierusalim. Da? Le-a pregătit o cetate acestor oameni, lumea cea bună, care nu s-au regăsit pe pământul acesta, ci prin credință au tânjit după lumea lui Dumnezeu. Evrei 13 cu 14, căci noi n-avem aici. Înțelegeți? Nu avem aici nimic. O cetate stătătoare, ci suntem în căutarea celei viitoare. Ieremia 51 cu 50, cei din pământul depărtat, gândiți-vă la Domnul și Ierusalimul să fie inimile voastre. E clar că oamenii aceștia care știu că există lumea aceea mai bună, tânjesc după lumea aceea bună, nu-s potriviți deloc, de la zi la zi, nu mai găsesc nici cea mai mică plăcere în lumea aceasta, dar visează și întreaga lor căutare și întreaga lor centrare este pe această lume a lui Dumnezeu. Ei sunt pregătiți, este doar cum, mal decât să facă pasul în acea lume a lui Dumnezeu. Iar când vor ajunge în acel loc minunat, desigur că vor fi uimiți de lucruri care nu le-au văzut cu ochii, nu le-au auzit cu urechea. Dar atmosfera o vom cunoaște. Nu ne va fi deloc străină pentru că a fost atmosfera pe care am primit-o în inimile noastre. Caracterul lui Hristos, pașaportul pentru lumea cea bună, Spiritul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, neprihănirea lui Dumnezeu care caracterizează lumea cea bună se primește aici și acum. Oamenii sunt făcuți părtași de cei care vor ajunge acolo, sunt făcuți potriviți, compatibili pentru lumea aceea, primind exact ceea ce au nevoie pentru a se încadra acolo. Cel mai frumos verset, Efeseni 2 cu 19, așadar, voi nu mai sunteți nici străini? Știi ce înseamnă să fii străin de o atmosferă? Nu te regăsești deloc, nu te potrivești deloc. Ei? Străin înseamnă a nu cunoaște, a fi total deosebit. Noi nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci suntem împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Nu e străin. Atmosfera o ai de aici, caracterul primești de aici, dragostea lui Dumnezeu de care e plin cerul primești, de aici, spiritul care e primit, de care umple cerul e primit. Da, trăiești într-un loc care e tot mai dezolant, într-o lume tot mai urâtă, într-o lume tot mai stigmatizată, într-o lume tot mai apăsată de urât, de păcat și nesiguranță. Dar ai în sufletul tău acea pregătire pentru cer. Oamenii nu înțeleg scopul pentru care primesc acest timp special de har, pe care o numim viața noastră, care de fapt nu-i viața. Este un timp special de pregătire pentru lumea adevărată, pentru raiul lui Dumnezeu, pentru paradisul lui Dumnezeu. E ocazia să te pregătești pentru adevărata viață într-un loc minunat pregătit de Dumnezeu. Desigur, trebuie să ne pregătim ca să fim compatibili pentru viața de acolo, pentru spiritul care e acolo, pentru atmosfera acelei lumi minunate și bună. Tocmai de aceea mi se spune în Amos 4 cu 12, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău. Deci acest timp ar trebui să fie, Domnule, vreau lumea aceea bună. Cred din toată inima că există. Nu mă regăsesc aici, nu-mi place și știu că nu e niciun viitor aici. Vreau să ajung în lumea aceea bună, dar pentru că vreau să ajung în acea lume bună, sunt conștient că trebuie să fiu potrivit pentru lumea aceea. Trebuie să fiu compatibil cu lumea aceea, de aceea voi accepta toată pregătirea lui Dumnezeu, da? Că El să mă facă atât de potrivit pentru acolo, că atunci când voi ajunge acolo, să pot spune, în sfârșit sunt acasă, da? Nu sunt străin de aici, nu sunt străin și toți care, nu va fi niciun străin acolo, niciunul nu se va simți străin, ci toți se vor simți extraordinar pentru că sunt parte de acolo. Au același spirit care e în mână, același animă, același caracter. De aceea, prieteni, să ne pregătim pentru lumea aceasta bună. Există o astfel de lume.
S-a dus Mântuitorul, se va întoarce în curând să ia pe cei care cred și care s-au lăsat făcuți potriviți pentru lumea aceea. Pentru că acolo e viitorul nostru, e singurul viitor care există. Restul nu există niciun viitor, niciun om de pe pământul acesta fără așa ceva n-are. N-are viitor și n-are speranță. Îi mulțumim Domnului pentru atât pentru lumea bună care o pregătește, cât și pentru pregătirea care vrea să o facă în viața noastră ca să putem să fim transportați acolo. Amin. Amin.